6 mai 2019, românii își aleg cei 33 de membri pentru Parlamentul European. Dacă ai 18 ani, împliniți până pe 26 mai inclusiv, ai dreptul de a alege. Mergi și votează la secția de votare la care ești arondat cu domiciliul sau reședința. Pentru a afla care este secția la care poți să votezi și care este adresa ei, intră pe www.registrulelectoral.ro. Dacă în ziua alegerilor nu te afli în localitate, ai voie să-ți exerciți dreptul la vot în orice secție de votare. Dacă ești plecat din țară, poți vota în orice secție de votare organizată în afara granițelor. Verifică și asigură-te din timp că actul tău de identitate este valabil, pentru ca duminică 26 mai 2019, între orele 7 și 21, să poți vota la alegerile pentru Parlamentul European. Odată ajuns la secția de votare, prezintă operatorului de calculator al secției actul de identitate. După scanarea acestuia, semnează în lista electorală și primește buletinul de vot și ștampila cu mențiunea votat. Intră în cabina de vot și aplică ștampila în patrulaterul care cuprinde lista candidaților tăi preferați. După ce ai votat, îndoaie buletinul de vot cu ștampila de control în afară și introdu-l în urna. Restituie președintelui secției de votare ștampila cu mențiunea votat, iar acesta îți va aplica pe spatele cărții de identitate un timbru autocolant cu mențiunea votat și data scrutinului, 26 mai 2019. Tu decizi viitorul României. Tu decizi viitorul Europei. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Televiziunea Română. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Ești operator de calculator în secția de votare la alegerile europarlamentare din data de 26 mai 2019. Iată ce atribuții ai. În preziua alegerilor, la ora 18, te vei prezenta la secția de votare la care ai fost repartizat și efectuezi ultimele verificări ale sistemului informatic. În ziua votului, programul tău începe la ora 6 și se termină după încheierea procesului verbal de consemnare a rezultatelor alegerilor. Pe durata votării, între orele 7 și 21, principala ta sarcină este să înscrii în sistemul de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pentru a afla dacă aceștia au drept de vot, dacă au mai votat la același scrutin, dacă sunt arondați la altă secție de votare sau dacă sunt omiși din lista electorală permanentă. Informațiile furnizate de sistemul de monitorizare împiedică orice tentativă de vot multiplu. Vei fi remunerat cu 190 de lei pe zi pentru o perioadă maximă de 5 zile. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pentru a îndeplini cu succes rolul de operator de calculator pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Operatori de calculator. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Televiziunea Română. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Pentru a vota, ai nevoie de un act de identitate valabil. Verifică valabilitatea actului tău. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Ai fost desemnat președinte sau locțitor al președintelui secției de votare la alegerile pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019. Iată ce atribuții ai. În preziua alegerilor, la ora 18, te vei prezenta la secția de votare la care ai fost repartizat împreună cu membrii biroului electoral pentru a stabili și dispune măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare de a doua zi. În ziua votului, vii la ora 6 în secția de votare împreună cu membrii biroului electoral. Sigilezi urnele și te asiguri că se aplică ștampila de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot. La ora 7, deschizi localul secției de votare. Permiți alegătorului care îndeplinește condițiile prevăzute de lege să voteze. Oprești de la votare persoana care nu are drept de vot. Înscrii în lista electorală suplimentară persoanele care vor să voteze în condițiile prevăzute de lege. Decizii în privința cererilor pentru urna specială formulate de alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare. Ai dreptul să suspenzi votarea, dar nu mai mult de o oră și numai pentru motive întemeiate. La ora 21, declari votarea încheiată. După încheierea votării, în prezent
prezența membrilor biroului electoral încep numărătoarea buletinelor de vot și consemnezi rezultatele alegerilor europarlamentare. Vei fi remunerat cu 190 de lei pe zi pentru o perioadă maximă de 5 zile. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți îndeplini cu succes rolul în secția de votare pe site-ul www.roae.ro la secțiunea Corpul Experților Electorali. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Televiziunea Română. Bună seara, dragi telespectatori, bine ne-am regăsit la emisiunea Dilemele Zilei, o seară de dezbateri electorale, așa cum v-am obișnuit până pe finalul campaniei, discutăm cu reprezentanții partidelor politice despre importanța alegerilor europarlamentare pentru România, pentru județul Gorj, discutăm și de pe tema unor subiecte locale, pentru că sunt ceva, cel puțin în ultimele 24 de ore. Patru reprezentanți ai partidelor politice programați în seara aceasta în emisiunea Dilemele Zilei, unul încă nu a sosit. Începe discuția cu cei prezenți. Domnule Denisa Șuță din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, Denisa! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc că ai ajuns la emisiune. De asemenea, alături de mine revine Mihai Prunariu din partea Partidului Social Democrat, consilier județean. Bună seara, domnule Prunariu. Bună seara, domnule Măruță. Și domnul Radu Miruță din partea USR, președintele USR Gorj. Bună seara, domnule Miruță. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Așteptăm și un reprezentant al a venit căldura, într-adevăr, se vede, al domnului Miruță, costuma de campanie. Ne facem activitatea în teritoriu. Trebuie să vină și un reprezentant al PMP în seara aceasta, am înțeles că e pe drum, dacă trece prin Târgu Jiu, probabil că va mai întârzia și va ajunge până la urmă la emisiune. Doamna Daniela Grădinaru, din câte am înțeles. Ce s-a întâmplat aseară? Părea o campanie liniștită, fără probleme, domnul Romanescu a avut o ieșire este o campanie la adresa propriului partid. Nu știu dacă a avut o ieșire la adresa propriului partid, a fost o întâlnire între membrii de partid, între aleșii locali ai Partidului Național Liberal, cu conducerea partidului de la nivel național. Nu cred că a spus niște noutăți nici pentru dumneavoastră, nici pentru noi, primarul municipiului Târgu Jiu. Le-a mai spus cu diverse ocazii și în spațiul public. Mă rog, sunt niște lucruri de care se pare că dumnealui nu poate scăpa. Eu le-aș cataloga ca fiind niște frustrări. Noi acolo suntem o echipă. În continuare, cred că întreaga echipă a Partidului Național Liberal a fost alături de Marcel Romanescu în campania pentru primăria municipiului Târgu Jiu. De altfel, dacă Partidul Național Liberal nu era alături de Marcel Romanescu, nu exista posibilitatea unui succes la primăria municipiului Târgu Jiu. Așa că noi în continuare suntem oameni deschiși, fiecare dintre colegii noștri au dreptul să se exprime în cadrul forurilor de conducere ale Partidului Național Liberal și la întâlnirile cu membrii de partid. Așa că nu știu ce vi s-a părut dumneavoastră spectaculos, mie nu mi s-a părut absolut nimic surprinzător, nici măcar nu a fost o știre, a fost o informație redundantă care a fost repetată cu diverse ocazii. Noi ne vedem de campania electorală, Partidul Național. Această campanie electorală oportună? N-aș vrea să discut despre oportunitate. Dacă mă întrebați din punct de vedere personal, poate nu a fost oportună, dar nu a fost o chestiune care să ne
surprindă, nici care să afecteze Partidul Național Liberal în activitățile pe care le are de făcut în această campanie electorală. În toate localitățile județului Gorj noi ne desfășurăm cu echipele locale campania electorală, discutăm cu oamenii despre importanța alegerilor europarlamentare, despre importanța referendumului pentru justiție. Oamenii trebuie să știe că trebuie să se prezinte la vot, să voteze inclusiv la acest referendum, da, pentru că e foarte important să nu fim conduși de infractori în această țară, ci de oameni onești și cu demnitate. Așa că oamenii își fac în continuare ceea ce au de făcut în această campanie electorală și nu afectează acest un discurs sau o declarație în interiorul partidului al unuia dintre membrii, indiferent ce funcție sau ce poziție în administrație ocupa. Am înțeles, o salutăm. Cu atât mai mult cu cât nu erau niște noutăți. O salutăm și pe doamna Daniela Grădinaru din partea PVP. Bună seara, doamnă. Mulțumesc de invitație, scuze pentru întârziere. Până vă înțelegem, dacă ați trecut prin Târgu Jiu, ați ajuns mai târziu. Până vă trage sufletul, să-l ascultăm și pe domnul Miruță. Domnul Măruță, din prisma mea e extrem de evident că la PNL există două tabere. Apoi, cum se evidențiază aceste două tabere, întreabă scris internă. Sunt chestiuni... E bine că suntem mulți și se pot forma tabere, deși nu există tabere, da? Asta când sunt mulți oameni, nu se mai pot crea și tabere. Când sunt puțini, dacă n-ai de unde să pleci. Dumneavoastră despre cuvântul tabere și-l pronunțați, înseamnă că cumva... Păi nu, v-am parafrazat pe dumneavoastră. Da, nu e nicio problemă. Asta e ceea ce mi se pare mie. E o chestiune care ar trebui discutată din punctul meu de vedere intern acolo. Ce stabilesc dumnealor și ce strategie are Partidul Național Liberal pe ansamblu, e o chestie strict care ține de Partidul Național Liberal. Domnule Prunariu? Domnul Marcea, în primul rând aș vrea să protestez. Sunt singurul de la masă care i-ați dat un alt fel de microfon și un alt fel de pahar. Vă pot da la bariera și îmi puteți da microfonul. Piața era liberă, în trecut. Da. Credeam că vrei să ții tricoul lui Radu Miruță. Tocmai de asta. Vă dau și răspunsul imediat. Să puteți pleca oricând din emisiune. Ah, da, am înțeles. Da, poziția lui Marcel Romanescu este o poziție... V-a deranjat? Nu, eu comentez foarte puțin, n-aș vrea să intru. În general nu comentez ce se întâmplă la alte partide, deși alte partide comentează tot timpul ce se întâmplă în interiorul PSD-ului. Dar poziția lui este una tranșantă. Așa cum spunea și el, să nu uităm că e singurul primar de municipiu liberal din Oltenia. Nu este adevărat. A, municipiul reședință de județ, dar avem primar de municipiu, da, ales în 2016. Da, și rugămintea mea este să mă lăsați să termin și ideea, că eu nu v-am întrerupt. Să nu dezinformăm cetățenii. Vă rog să lăsați să continue. Bine. Și poziția lui a fost una tranșantă. Oricum, ce mi s-a părut mie acolo, ca și concluzie, este că unii s-au cam spovedit în fața noului mesia liberal, Rareș Bogdan, cel care câtva timp vorbea foarte urât despre PNL-ul, despre liberal și chestii de genul ăsta, și așa mi s-a părut niște oameni care s-au spovedit și încercau să spună durerile, păsurile, deși cred că discuțiile astea ar fi trebuit purtate cumva mai elegant. Și nu mai comentez. Și nu mai comentez, repet, că în general eu nu comentez ce se întâmplă la alte partide. Doamna Grădinaru, ați fost pe teren astăzi? Am fost pe teren, nu pe același teren cu o parte din colegii mei care au fost în vizită, tot în campanie, la Craiova. Ce se întâmplă la Craiova? Păi ce s-a întâmplat, așa cum și alte partide își desfășoară campania prin diverse orașe, am fost președintele Traian Băsescu și alții membri au fost să prezinte programul electoral. Propunerile PMP-ului pentru alegerile de duminică. Și rămân surprinsă, sper că s-a terminat acum discuția, dacă eu am întârziat, nu-mi pare rău că am pierdut-o vis-a-vis de taberele din alte partide, chiar nu sunt interesată. Poate și fiindcă suntem mai mici, nu am avut timp să facem taberele, poate că Ciolanu face tabere, nu știu motivele, dar chiar nu mă interesează. Eu am venit la emisiune și la toate la care am mers pentru acest program.
că dacă atunci ne uităm că e Târgu Meșteșul Garilor, că premiem, știu eu, firme sau alte alea, deși te anunță că e vorba de elevi, când se dă votul, și trec peste taberele care s-au format mai nou în Consiliul Local, dacă e să vorbim de plan ce local. Formă, păi nu mă interesează acum, avem timp după duminică. Mă chemați când doriți dumneavoastră și vă spun părerea. Opinia, că eu... că discuția pornise tocmai de la... N-am auzit-o și de asta nici nu vreau să mă bag, că nu știu ce locală. Declarații au fost aici pe plan local. Eu am fost interesată să discut cu oamenii, să-mi împart... E vorba de niște blaturi să... cumva, în Consiliul Local? Nu, nu pot eu să afirm că-s blaturi. Între putere și opoziție? Se întâmplă așa că atunci când ești singur și neprins în interese, să fii un bun observator. Știți? Așa se întâmplă. Poate și la alții, sau poate numai mie, că-s femeie, la femeie o fi vreun simț așa mai... Așa se zice, că avem unul mai dezvoltat sau un plus. Să nu zic în plus, că nu vreau să-și jignesc colegii. Deci, aș vrea, când începem discuția despre votul de duminică și despre proiecte, să iau și eu cuvântul. Dacă vreți, eu mi le prezint pe ale Partidului Mișcarea Populară acum. Mă gândeam că ați fost la deschiderea lucrărilor la drumul expres Craiova Pitești. Nu, lăsați, că de panglici acolo cred că ne-am săturat toți. Și de panglici tăiate până să se termine lucrarea și înainte de a începe. Ușor cu vorbele, greu cu faptele în țara asta. Și mai duc cu responsabilitățile. Acolo e un dezastru, nimeni nu răspunde de nimic. Se tot afirmă, ba, că se făcea drum în 2016, discuția a pornit din 2012, în 2019 am auzit că deja s-a plătit studiul de fezabilitate, de fapt nu s-a făcut nimic. Eu, cu ani în urmă și nu mulți, acum vreo 5 ani când am făcut pasul spre politică, ca printre altele spre a mă pune și eu la curent, venea anul 2012 cu s-a întâmplat să fie trei alegeri. 7 ani de atunci. Sau 7, mă rog. Nu știu dacă sunt 7, dar sunt, să fie 7. Au fost trei alegeri atunci, locale, referendum și parlamentarele. Și m-am uitat și eu, crezând că așa se face politica, pe promisiuni, pe respectarea lor, la promisiunile domnului Cârciumaru din acea campanie. Cred că mai sunt, poate, și acum pe undeva pe site-ul primării. Și vă spun sincer că o după masă întreagă le-am citit. N-am mai avut timp după aceea prins în atâtea campanii să văd ce s-a îndeplinit din ele, dar am convingerea că 10% ar fi așa o marjă onorabilă. Așa că părerea ar fi să, ca și pe Târgu Jiu, dacă tot discutăm și de Târgu Jiu, luăm 5 obiective, 3 majore, urgente pentru oraș și le îndeplinim pe alea. Că dacă în fiecare ședință mai venim cu 50 de proiecte, 40 de studii de fezabilitate, nu știu câte promisiuni pe fonduri europene, părculețe și alte minuni, dar de fapt ce e important și ce ne doare, cum ar fi problema câinilor de pe străzi, care vedem că aproape să ne depășească, noi migrând, ei venind, migrând și ei din vecini, parcările, nu mai zic de parcări, s-a vorbit atât de mult încât cred că nimeni nu ne crede, orice am spune nu ne mai crede că o să facem ceva, că au trecut ani deja. Și de asta zic, de timpul scurt, mai aveți o zi probabil de media și de campanie, avem cu toții, ce zic, să ne spunem fiecare oferta pentru candidații noștri când fi și care ori fi să ajungă la Bruxelles. Că acum, na, nu e rău să ai în fruntea listei un orator foarte bun, chiar dacă din scurt. Normal, transmite și contează asta. Dar părerea mea este, și am observat și în emisiuni, faptul că ții mai tare decât alții nu înseamnă că convingi pe cineva sau că deții adevărul absolut. Este părerea mea. Am obosit, de exemplu, în anumite emisiuni să mă concentrez pe ce vor să spună, vorbind trei deodată și țipând unii. Eu zic să ne comportăm cum trebuie, ne prezentăm programul, cine crede în noi sau speră sau e de acord cu ce propunem, duminică își acordă votul. Dar, cum probabil și colegii au spus până acum, cel mai important e să mergem la vot. Să facem acest minim efort la 4, la 5 ani după cum vin alegerile și aici mă repet,
faptul că avem aceste discuții acum, faptul că și țara este cum e, că Parlamentul este cum e și ne minte. Mă uit, chiar dacă ești în politică, acum sincer, dacă nu ești undeva prin preajma liderilor de foarte sus, nu știi cum a rămas cu ambasada din Israel. Că dacă premierul spune am hotărât, am mutat-o și celălalt vine și zice nu, nu, peste o lună, așteptăm luna viitoare să vedem ce se întâmplă. Am dat așa un exemplu. Spuneți un punct de interes pentru Gorjan din... Păi asta vreau să spun că e de interes peste, pentru toți. Pentru Gorjan. Acest parlament a fost creat de 18% din cei care au mers la vot și de cei 61% care au stat acasă. Arătându-și astfel nemulțumirea, într-un mod greșit. De Parlamentul greșit. Național, zice, sau de... De al nostru, bineînțeles. Pentru că el ne face legile, el ne reprezintă, ar trebui să ne reprezinte, eu zic că pe extern nu ne reprezintă nimeni în acest moment. Avem un ministru de externe, probabil își va aduce aminte de funcție la secțiile din diasporă, cum a mai făcut-o. În rest, asta e. Probleme pe care noi le propunem și care considerăm că sunt prioritare. Siguranța granițelor acestei Europe unite. Noi o vrem unită. Trebuie să recunoaștem și problemele care sunt, că sunt și probleme. Și această securitate se leagă de migrație. Nu suntem împotriva a primi persoane politice sau din țările cu război, dar vrem să devină alături de noi cetățeni onești, cetățeni care muncesc, care respectă religia, legile țării, credința. Dacă nu se pot încadra, trebuie și dumneavoastră să înțeleagă că noi nu ne putem schimba după obiceiurile unuia sau altuia. Problema, rezolvarea problemei migrației. Una din ele. Denisa, ce propuneți în program și care să aibă, mă rog, legătură cât de cât și cu Gorj și cu situația din Gorj? Tot ceea ce se întâmplă la nivelul Parlamentului European are legătură cu Gorjul și cu toate celelalte comunități din România, pentru că, așa cum știți, la nivelul Parlamentului European se legiferează pentru statele din Uniunea Europeană, implicit pentru România, iar toate actele normative, toate hotărârile care sunt luate în România trebuie să fie în concordanță cu tratatele europene și cu directivele europene. Ca atare, este foarte important să ne prezentăm la vot la alegerile europarlamentare, pentru că ceea ce se întâmplă la Bruxelles ne afectează pe toți, chiar dacă nu simțim sau avem senzația că nu se întâmplă acest lucru în mod direct. Altfel, noi avem un program pe care l-am și lansat pe 13 mai, un program foarte serios care se numește Profesioniștii și care continuă în principal unele dintre proiectele care deja se desfășoară și care au fost lansate de europarlamentarii noștri și, de asemenea, vine cu alte propuneri, în principal care sunt legate de atragerea de fonduri europene pentru investiții și pentru subvenții, de exemplu, pentru fermieri, care trebuie să fie în România peste, ca și în media europeană. Noi, de altfel, am obținut prin în cadrul inițiativei pe care a avut-o europarlamentarul nostru, domnul Daniel Buda, care este și candidat pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare, majorarea subvenției pentru fermieri în cadrul Uniunii Europene la 59 de miliarde de euro, ceea ce pe noi ne face să considerăm că oamenii care au avut succes în Parlamentul European trebuie să meargă mai departe, pentru că au demonstrat că se poate. Cred că lista Partidului Național Liberal este una dintre cele mai consistente liste pe care le propune un partid politic pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Avem oameni care deja au demonstrat în Parlamentul European
că pot face ca România să fie respectată la nivelul statelor din Uniunea Europeană și de asemenea care au demarat o mulțime de inițiative care afectează atât România cât și celelalte state ale Uniunii Europene în mod benefic. Și aici aș putea să dau exemplu de câteva dintre proiectele pe care europarlamentarii noștri le-au susținut. Este vorba despre proiectul privind ridicarea taxelor de roaming în Uniunea Europeană, un proiect pe care a fost inițiat și susținut de Adina Bălean, europarlamentar în funcție și de asemenea candidat pe lista Partidului Național Liberal pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Este un proiect prin care cetățenii Uniunii Europene nu plătesc taxe în momentul în care au convorbiri în statele membre ale Uniunii Europene, deci nici cetățenii români nu plătesc taxe suplimentare atunci când vorbesc cu familiile care se află în state membre ale Uniunii Europene. De asemenea, cu 6 miliarde de euro a fost crescut bugetul european pentru autostrăzi, în urma unei inițiative la care raportor a fost europarlamentarul Partidului Național Liberal, domnul Marian Jean Marinescu, care este vicepreședinte al grupului Partidului Popularilor Europeni din Parlamentul European. În același timp, unul dintre europarlamentarii cu care noi ne mândrim și care și are un loc în frunt al listei Partidului Național Liberal este Siegfried Mureșan, care este purtător de cuvânt al Partidului Popularilor Europeni, este europarlamentarul român care în 2018 a deținut funcția de negociator șef pe bugetul Uniunii Europene. Discutăm despre o sumă de 160 de miliarde de euro. De asemenea, tot Siegfried Mureșan este inițiatorul proiectului Discover Europa, prin care tinerii de 18 ani din statele Uniunii Europene pot călători gratuit cu trenul în România. Și în acest proiect, Siegfried Mureșan vrea să continue negocierile astfel încât plaja de vârstă să fie lărgită și să cuprindă mai multe categorii de vârstă, sigur, tot tineri în acest proiect. Tot Siegfried Mureșan a reușit să obțină 28 de milioane de euro despăgubiri din partea Uniunii Europene pentru fermierii care au fost afectați de pesta porcină și pentru care guvernul a făcut atât cât a putut. Este foarte important ca în momentul în care dispunem de bani, de bani europeni, să îi folosim cum se cuvine, să nu ne batem joc de ei, să-i accesăm și să nu preferăm parteneriate public-privat sau alt gen de parteneriat. O pauză de publicitate, revenim și cu opiniile domnilor Miruță și Brunăriu. Candidez pentru Parlamentul European după ce timp de 10 ani am fost președintele României și membru în Consiliul European. Am acumulat o experiență uriașă pe care mă simt dator să o întorc către țară. Alături de o echipă de tineri valoroși și competenți din PMP, vom servi interesele României și ale Uniunii Europene în Parlamentul European. Sunt la fel ca voi, gorjeni.
M-am săturat să fim conduși de hoți. De asta am intrat în politică. Fondurile europene înseamnă dezvoltare. Fondurile europene înseamnă spitale, înseamnă școli, înseamnă autostrăzi. Dar banii ăștia nu se pot fura. Se puteau face toalete moderne în toate școlile din România. Când banii nu dispar, apar dotările în spitale. Când blochezi păgarii, te blochezi autostrăzile. Când gonești rubedeniile, vin profesorii competenți. Fără hoție, ajungem departe. 26 mai, votează Alianța 2020 USR Plus. Candidez pentru că am observat după atâta experiență în Parlamentul României, sunt de 14 ani în Parlamentul României, și am observat că deciziile pe care le iei sunt decizii care influențează viața oamenilor. Cred că și în Parlamentul României, ca și în Parlamentul European, sunt oameni care rezonează la argumente și dacă te implici, poți să modifici sau să schimbi câteva lucruri și poți să le faci în bine. Mai candidez pentru că eu cred că Oltenia are nevoie de o voce acolo, pentru că este o zonă care ar trebui să recupereze din decalajele față de alte zone, de alte regiuni, iar lucrul acesta nu se poate face decât dacă mergi, susții, te implici, te lupți, sprijini, ca lucrurile să poată să facă un pas în față. Merg în Parlamentul European alături de colegii mei, foarte hotărât să mă lupt pentru România. Vino și tu pe 26 mai și votează echipa PSD. Pe 26 mai 2019, românii își aleg cei 33 de membri pentru Parlamentul European. Dacă ai 18 ani, împliniți până pe 26 mai inclusiv, ai dreptul de a alege. Mergi și votează la secția de votare la care ești arondat cu domiciliul sau reședința. Pentru a afla care este secția la care poți să votezi și care este adresa ei, intră pe www.registrulelectoral.ro. Dacă în ziua alegerilor nu te afli în localitate, ai voie să-ți exerciți dreptul la vot în orice secție de votare. Dacă ești plecat din țară, poți vota în orice secție de votare organizată în afara granițelor. Verifică și asigură-te din timp că actul tău de identitate este valabil, pentru ca duminică 26 mai 2019, între orele 7 și 21, să poți vota la alegerile pentru Parlamentul European. Odată ajuns la secția de votare, prezintă operatorului de calculator al secției actul de identitate. După scanarea acestuia, semnează în lista electorală și primește buletinul de vot și ștampila cu mențiunea votat. Intră în cabina de vot și aplică ștampila în patrulaterul care cuprinde lista candidaților tăi preferați. După ce ai votat, îndoaie buletinul de vot cu ștampila de control în afară și introdu-l în urna. Restituie președintelui secției de votare ștampila cu mențiunea votat, iar acesta îți va aplica pe spatele cărții de identitate un timbru autocolant cu mențiunea votat și data scrutinului, 26 mai 2019. Tu decizi viitorul României. Tu decizi viitorul Europei. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Televiziunea Română. Ești operator de calculator în secția de votare la alegerile europarlamentare din data de 26 mai 2019. Iată ce atribuții ai. În preziua alegerilor, la ora 18, te vei prezenta la secția de votare la care ai fost repartizat și efectuezi ultimele verificări ale sistemului informatic. În ziua votului, programul tău începe la ora 6 și se termină după încheierea procesului verbal de consemnare a rezultatelor alegerilor. Pe durata votării, între orele 7 și 21, principala ta sarcină este să înscrii în sistemul de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pentru a afla dacă aceștia au drept de vot, dacă au mai votat la același scrutin, dacă sunt arondați la altă secție de votare sau dacă sunt omiși din lista electorală permanentă. Informațiile furnizate de sistemul de monitorizare împiedică orice tentativă de vot multiplu. Vei fi remunerat cu 190 de lei pe zi pentru o perioadă maximă de 5 zile. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pentru a îndeplini cu succes rolul de operator de calculator pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Operatori de calculator. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Televiziunea Română.
Ai fost desemnat președinte sau locțitor al președintelui secției de votare la alegerile pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019. Iată ce atribuții ai. În preziua alegerilor, la ora 18, te vei prezenta la secția de votare la care ai fost repartizat împreună cu membrii biroului electoral pentru a stabili și dispune măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare de a doua zi. În ziua votului, vii la ora 6 în secția de votare împreună cu membrii biroului electoral. Sigilezi urnele și te asiguri că se aplică ștampila de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot. La ora 7, deschizi localul secției de votare. Permiți alegătorului care îndeplinește condițiile prevăzute de lege să voteze. Oprești de la votare persoana care nu are drept de vot. Înscrii în lista electorală suplimentară persoanele care vor să voteze în condițiile prevăzute de lege. Decizii în privința cererilor pentru urna specială formulate de alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare. Ai dreptul să suspenzi votarea, dar nu mai mult de o oră și numai pentru motive întemeiate. La ora 21, declari votarea încheiată. După încheierea votării, în prezența membrilor biroului electoral încep numărătoarea buletinelor de vot și consemnezi rezultatele alegerilor europarlamentare. Vei fi remunerat cu 190 de lei pe zi pentru o perioadă maximă de 5 zile. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți îndeplini cu succes rolul în secția de votare pe site-ul www.roae.ro la secțiunea Corpul Experților Electorali. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Televiziunea Română. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei. Patru invitații în această seară. Toate partidele au trimis reprezentanți, PMP, PNL, USR și PSD, era să spun și UDMR, dar nu e cazul la alegerile acestea în județul Gorj, cel puțin. A rămas cu proiectele sau ceea ce ar fi mai important de pe lista USR și care să vizeze județul Gorj, dacă v-ați putea referi, domnule Miruță, și la acest aspect. Am ascultat ce au spus antevorbitorii mei și am văzut că se făcea o sugestie să vorbim despre proiecte, n-am prea văzut nimic despre proiecte, cu atât mai puțin despre județul Gorj. Cu amiciție, aș spune doamnei Șuță, că nu există o anulare a taxelor în roaming. Se plătesc taxe în continuare în roaming, deci ceea ce a spus dumneavoastră nu e chiar întocmai păi, în concordanță cu realitatea. În țările Uniunii Europene se plătesc taxe în continuare. Nu știu de unde aveți dumneavoastră această informație. Eu știu că acest proiect a fost depus și a trecut în Parlamentul European și se face o economie, vă spun și suma, de 600 de milioane de euro la nivelul Uniunii Europene. Sau nu se mai plătesc taxe de roaming, se plătesc taxe de roaming și vă contradic cu cei care merg în Uniunea Europeană. Cetățenii nu plătesc taxe de roaming în momentul în care vorbesc cu un alt cetățean dintr-un stat membru al Uniunii Europene, din România. Permiteți-mi să vă spun că asta lucrez și să plătesc în continuare și sunt mii de oameni. Probabil plătesc în cadrul abonamentului, dar nu la nivelul la care se plăteau la în anii anteriori de funerii proiectului. Atematea dumneavoastră a fost diferită, a spus că nu se plătesc. Am spus că cetățenii nu mai plătesc taxe și asta o știe fiecare dintre românii care vorbesc. Dintre românii care vorbesc cu familiile lor din statele Uniunii Europene. Continuați să vă argumentați ceva ce nu e real, cu atât vă afundați și mai tare. Păi dar nu știu, argumentați dumneavoastră dacă știți că nu este real. Eu știu că este real și știu și proiectul și există și pe site-ul Parlamentului European. Taxarea în roaming pentru operatorii de telefonie mobilă nu e o chestie care se poate discuta în 10 minute la televizor și nici o chestie care poate înțelege orice. Dar este un lucru pe care noi o vedem și, mă rog, afirmația mea este că se plătea dumneavoastră că nu se plătesc, telespectatorii judecă în consecință. Eu nu discutam despre companii, ci discutam despre taxele. Nu e foarte scurtă. A zis că putem interveni, că probabil și noastră la unele afirmații de ale mele nu o să fiu împotrivă de a... Deci, dacă o luăm așa cu roaming-ul, eu am avantajul că familia mea a plecat toată în Timișoara. Deci nu mă interesează. Dar aia nu înseamnă că domnul Cioloș, care a fost acolo atât timp, nu putea să se alieze cu domnii de la PNL și să rezolve problema roaming-ului. Doamna Lirina, haideți să vorbim de chestii vorbim care despre, ne putem stăpâni. Nu de Gorj. Nu, eu n-am zis că e ca dumneavoastră sau ca doamna. Am zis despre unirea parlamentarilor români la Bruxelles pe anumite proiecte.
Și dacă nu este, cum spune doamna Șuță, domnul Cioloș poate să sprijine acest proiect. Asta spuneam. Cred că nu aveți nimic împotrivă. E o tendință foarte, foarte păi mare. Păi nu cred că aveți împotrivă. Și am să spun și doamnei Șuță acum, proiectele domnului Siegfried Mureșan, din 2008, erau când a fost parlamentar al Partidului Mișcarea Populară, și cel cu tinerii, și celălalt, pus pe lista PMP-ului, a ajuns eurodeputat 3 ani la PMP și foarte bine, dacă a fost opțiunea dumnealui să se mute la PMP, de la PMP. Eu personal am implicat în politică, m-am săturat de persoane care pleacă de la un partid la altul punct de unde dictează interesul. Să facem un proiect comun de interzicere a traseismului. Pesta porcină a fost anul trecut, iar Siegfried Mureșan era aici, despre acest proiect negocierea bugetului UE, a făcut în 2018, fiind parlamentar PMP. Și în grupul Partidului Popular European, doamnă, pentru că știți foarte bine că și PMP și PNL fac parte din grupul Popular European. Eu n-am să insist, o să zic și eu ca și colegul, lumea se uită pe Google, vede. N-am ajuns într-un proiect. Deci eu încercam să sugerez telespectatorilor. Da, era în domeniul energetic, în legătură cu Gorgiu. Dar mă rog, să ajungem și acolo la un moment dat. Spuneți. Vreau să vă spun că dumneavoastră a solicitat în orice proiect, orice proiect care are legătură cu Gorgiu. N-am auzit până acum proiect care are legătură cu Gorgiu. Am încercat și eu să ascult. O să încerc să vă subliniez eu câteva. O mare problemă a județului Gorj și o chestiune nu pe care o interpretez eu așa, este radiografia situației ultimelor 30 de ani. Gorj este pe ultimul loc la investiții străine și este pe locul 4 la frecventa de plecare din județ. Asta se datorează, fără să doresc să fac un atac la persoană, partidelor care până acum au coordonat acest județ. O chestiune extrem de esențială este că fiecare țară în această Uniune Europeană contribuie cu ceva și are dreptul să primească acest ceva. România este doar cea care dă și care până acum nu primește. Unul dintre proiectele principale ale obiectivele principale ale alianței este de a facilita accesul la fondurile europene. Nu este de datoria oamenilor să traducă ideea pe care au în birocrația de care se lovesc. Omul trebuie să vină cu necesitatea, cu ideea, cu proiectul la care s-a gândit și să existe în cadrul autorităților oameni plătiți din banii noștri care să traducă birocratic aceste lucruri. O chestiune strict care ține de cifre. România, de când a fost parte a Uniunii Europene de 12 ani de zile, a primit până acum 40 de miliarde de euro. Care, dacă nu comparăm cu nimic, o sumă destul de mare, însă România pierde în fiecare an, pentru problemele din corupție, costul corupției în România este 38 de milioane de euro. Asta înseamnă că pentru fiecare cent pe care România îl primește de la Uniunea Europeană pentru a se dezvolta, plătește 12 cenți pentru corupție. Nu se poate continua astfel. Eu cred că generația pe care eu îmi propun să o reprezint este cea care se va sacrifica și va schimba aceste lucruri. Din nou, un proiect care din nou ajută povestea de la Gorj este o focalizare concretă pentru școlile profesionale. Sunt oameni de care este nevoie în câmpul muncii și care nu sunt școliți pentru că de către unele entități politice se consideră că aceste școli profesionale sunt o chestiune umilitoare. Dacă nu bag aici acele combinații pe care cu toții le vedem până la universitățile private, unde se adună studenții cu arcanul pentru a se face un plan de învățământ, pentru a se putea plăti anumiți profesori. Sigur că odată cu dezvoltarea școlilor profesionale va scădea numărul de studenți, ceea ce pentru anumite grupuri de interes reprezintă o problemă. Sunt două chestiuni, dacă dumneavoastră îmi permiteți, pot să continui. Aș vrea să las și pe coleg, pentru că e o chestiune de respect reciproc între partenerii de platformă, din punct de vedere. Dacă vreți să o replică sau să... Nu, n-aș vrea să intru în polemică cu nimeni, e o misiune de promovare, vreau să fac... De dezbatere. Și de dezbatere. De dezbatere, doar. Bun. Un mic preambul, știți foarte bine că majoritatea în Parlamentul European este a PPE-ului, Partidul Popularilor Europeni, unde colegii mei din Palatul sunt membri. PSD-ul e membru al Partidului Socialiștilor Europeni, care în actualul Parlament este în opoziție. Actualul Parlament își încheie mandatul după aceste alegeri europarlamentare, pentru că sunt în toată Europa, în toate țările membre ale Uniunii Europene.
Comisia Europeană, și asta și încheie mandatul în octombrie 2019, deci actuala Comisie Europeană e pe final de mandat și foarte greu să mai facă propuneri. Știți foarte bine că Parlamentul European face legi la propunerea Comisiei Europene. Vorbind de Gorj, și cred că este un lucru extrem de important și asta ne interesează cel mai tare, vreau să vă spun că a trecut prin Guvernul României memorandumul pentru sprijinirea complexului energetic Oltenia. Și pentru că, vrând nevrând, trebuie să recunoaștem că Gorjul și Oltenia depind foarte, în foarte mare măsură de complexul energetic Oltenia. Acest memorandum, știți foarte bine că Comisia Europeană a interzis ajutorul de stat, acest memorandum care va ajunge pe masa viitorului Parlament European, face cumva lobby și încearcă să ia o aprobare de la Comisia Europeană și implicit de acordul Parlamentului European de sprijinirea complexului energetic Oltenia și de finanțarea acestor certificate de, de dioxid de carbon, care sunt o povară enormă pentru complexul energetic Oltenia. Memorandumul a trecut prin guvern. Vă repet, se află acum pe masa Ministrului Energiei, care în următorul Parlament, împreună cu parlamentarii noștri, aici n-ar trebui să conteze culoarea politică, toți parlamentarii angrenați și mai ales cei din zona, europarlamentarii din zona Olteniei, ar trebui să facă lobby pentru acest lucru. Există la nivelul Comisiei Europene precedente pentru aprobarea acestor subvenții cu ghilimele de rigoare pentru aceste certificate de CO2 și eu cred că dacă va exista un lobby al tuturor europarlamentarilor români la Strasbourg, la Bruxelles sau la Luxemburg, unde vor fi lucrările Parlamentului European, acest lucru se poate aproba și asta înseamnă mare ajutor pentru complexul energetic Oltenia. Că, din păcate, trebuie să recunoaștem și vorbim de CEO, există decât două soluții. Soluția mixului energetic, pe care în 2012 noi am încercat să-l punem pe tapet, dar n-am reușit, pentru că știți foarte bine că hidroelectrica, fondul proprietatea reacțiunii la hidroelectrica și fondul proprietatea s-au opus. Dacă nu se va putea realiza acest mix energetic, această soluție, cu aprobarea Comisiei și a Parlamentului European, ajutorul de stat în ceea ce privește subvenționarea certificatelor de CO2. Și o altă problemă importantă cu care s-a confruntat nu numai guvernul actual, ci toate guvernele României, este birocrația în ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene, iar aici PSD-ul pregătește un proiect de simplificare a metodologiei de accesare a acestor fonduri europene și cred că este un lucru benefic nu numai pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România. Vă rog să-i trebuie să dați, că am văzut că pe domnul Miroță Dureacapu, Denisa Fierbea și doamna Jnota. Eu, în platou, nu pot să o suport. Vă rog să... În martie 2018, în Parlamentul European, a existat un amendament care are numărul 193, deci amendamentul 193, a dus guvernanței în Uniunii Energetice, care preciza că statele membre vor elimina subvențiile directe și indirecte acordate pentru combustibilii fosili până în 2020. Acest amendament cu numărul 193 a trecut cu 327 de voturi pentru și 308 contra, iar cei 10 europarlamentari români de la PSD și ALDE au făcut diferența. Adică există un discurs care se spune în România că subvenționează și că fac lobby la nivelul Parlamentului European pentru a ajuta problemele din CEO, iar europarlamentarii PSD-ALDE în martie 2018 au votat împotriva subvențiilor care sunt acordate cu complexul energetic Oltenia. O altă chestiune, se spune în tot spațiul public ca un fel de scuză din asta copilărească, faptul că acest complex energetic Oltenia a devenit sufocat de când a trebuit să plătească aceste certificate de carbon. Complexul energetic Oltenia a plătit 200 de milioane de euro. România a vândut certificate verzi de 700 de milioane de euro. Există o directivă a Parlamentului European și anume un articol al acestei directive 418, iar articolul este 10C, care spune extrem de clar următorul lucru. Complexul energetic Oltenia poate primi până la 40% din suma pe care România a încasat-o. Deci CEO a plătit 200 de milioane,
România a încasat 700, 40% din cei 700 de milioane înseamnă 280 de milioane. Acești bani îi poate primi CEO cu o singură condiție. Să depună un proiect al cărui mecanism este obligatoriu a fi definit de către Ministerul Energiei, care, să nu uităm, este în comanda ALDE. Acest proiect, acest termen de depunere este 30 iunie. Până săptămâna trecută nu exista nici mecanismul încărcat pe site-ul Ministerului. USR a depus o interpelare Ministrului Energiei, al cărui răspuns, după depunerea acestei interpelări, joi a publicat mecanismul prin care se poate face așa ceva. Deci să nu uităm, există o țeavă de bani care vine de la Uniunea Europeană spre CEO. Pentru a putea să sprijinim banii care curg prin acea țeavă, noi trebuie să facem ceva. Acel ceva nu s-a făcut. Și acel ceva nu trebuie să-l facă nici Parlamentul European, nu trebuie să-l facă nici Consiliul Europei, nici Comisia Europeană. Acel ceva trebuie să-l facă Ministerul Energiei. Pentru a pune la dispoziție mecanismul de depunere al proiectului și complexul energetic Oltenia. Într-adevăr, trebuie să recunosc că există o mică problemă, care de fapt probabil este una mare. Și aceea că acest complex trebuie să contribuie cu 30%. Se pare din informațiile pe care eu le am, că acești 30% nu sunt disponibili în bugetul complexului energetic Oltenia. Dar e o chestiune strict de management. Ai plătit 200 de milioane, poți să primești mai mult decât ai plătit. Și atunci cum se pune problema unei discuții că te sufocă aceste sume de bani? Nu mai vorbesc despre amendamentele împotriva interesului Gorjului votate decisiv de către europarlamentarii PSD-al. Domnule Prunariu. Da, deci domnul Miluță face confuzia între certificatele verzi și certificatele de pe CO2. România a vândut 700 de milioane, dar e vorba de certificate de verzi, care e cu totul altceva. Da, asta am spus. Lăsați-mă, eu nu v-am întrerupt. Mă acuzați, păi, v-am lăsat să vă terminați punctul de vedere, după care v-am ascultat. Păi le confundați, una e certificatele verzi. Nu ridic, dar eu v-am respectat. România a vândut certificate verzi, CEO a cumpărat certificate de carbon. Păi și ce legătură au certificatele verzi cu certificatele CO2? Asta spunea că ne faceți confuzie, că una e una și alta e alta. Certificatele de CO2, o să vă explic, da? Există un acord care să... Nu, cu ce vă recomandă să ne explicați, dar încerc. Sunt inginer de meserie și am lucrat în minerit. Și cu ce vă ocupați? Am lucrat în minerit și știu. Și care e formula de oxid de carbon? Da. Asta e răspunsul PSD. Ok. Începeți exact la meeting-ul, eu v-am respectat, v-am ascultat punctul de vedere, am vrut să am și un punct de vedere, dar faci, păi și eu v-am atacat personal, da, v-am spus doar că faceți confuzia între certificatele verzi și certificatele de dioxid de carbon. CO2 înseamnă carbon oxigen 2, pentru noastră, că v-am spus că sunt inginer. Și am lucrat în minerii și știu despre ce e bun. În urma acordului de la Kyoto de 2001 și apoi a tratatului de la Paris, acordului de la Paris din 2015, știți foarte bine că toate țările care produc noxe, da, dioxid de carbon, sunt obligate să plătească, cu cât produc mai mult, cu atât plătesc mai mult. Certificatele de verzi sunt cu totul altceva și acolo Guvernul României și Parlamentul au aprobat o discutire de certificate verzi. Încă n-a intrat, dar o să intre. Bun. În ceea ce privește chestia asta, dacă domnul, n-am informația asta, dacă domnul Minuță spune că parlamentarii, europarlamentarii, nu mai puțin să termin, vă rog, au făcut lucrul ăsta, au greșit. Și eu asta făceam apel acum, ca noi europarlamentari, indiferent de culoarea politică, că sunt de la PSD sau de la alte partide, trebuie să facă lobby și mai ales cei din Oltenia, asta am susținut, că trebuie să facă lobby pentru a salva complexul energetic Oltenia. Pentru că vrând nevrând ne uităm că pe unii nu interesează. Pe mine mă interesează, am lucrat, am prieteni, am rude care lucrează într-o societate a complexului energetic Oltenia și nu avem alternative că vrem să credem sau nu vrem să recunoaștem în momentul de față, cel puțin pentru județul Gorj. Și atunci trebuie să salvăm acest complex. Sunt două soluții constatate de specialiști, nu de mine sau de cineva din platou. Mixul energetic, lucrul ăsta v-am spus, este foarte greu pentru că fondul proprietatea nu este de acord să-și vândă acțiunile de la hidroelectrica și atunci este varianta cu subvenția pe care statul poate să o acorde pentru plata certificatelor de CO2 cu acordul Comisiei și a Parlamentului European. Asta spuneam și vorbeam de acum înainte și n-aș vrea să, repet, să fim totuși eleganți până la capăt, să înțelegem că lucrurile astea trebuie făcute, că trăim în județul Gorj, trăim în Oltenia și trebuie
toți să facem lobby pentru salvarea acestui complex. Domnul Pânăriu, aveți 6 parlamentari PSD. O mai luăm... Aveți 6 parlamentari PSD care se pot duce la Ministerul Energiei să soluționeze chestiuni punctuale. Ce o pierde bani mulți pentru că nu se face nimic aici. Guvernul a aprobat memorandumul. Asta vă spuneam. Nu vă spuneam că nu s-a făcut nimic. Europeană care interzice acordarea ajutoarelor de stat, știți foarte bine. Și acest memorandum energetic Hunedoara se află în insolvență tocmai datorită faptului că a fost acordat, interpretat ca ajutor de stat. Sunt precedente create la nivelul Comisiei Europene și la nivelul Uniunii Europene cu aceste acorduri pe care le dau Comisia Europeană pentru diferite țări în situații punctuale. Când vorbim lucrul ăsta, eu știu despre ce e vorba. Adică au fost... Vă rog frumos, faceți un minim efort să înțelegeți următorul. Guvernul României a semnat memorandumul. A trecut memorandumul prin guvern. Nu despre asta vorbim acum. Da, dacă asta e poezia dumneavoastră, păi nu, nu despre asta e subiect. Haideți să nu ne jignim, că suntem la meeting să strigați jos Dragnea și UE PSD, că asta știți să faceți. Eu am fost elegant cu dumneavoastră și n-am făcut atacuri la persoană, dar nu mă atacați la persoană, să nu e corect. Atunci stați mai încolo. Stați mai încolo dacă nu puteți să stați lângă mine. Fără jigniri și atacuri, adică m-ați întrebat unde lucrez și care e formula CO2-ului. Hai, dă-ți domnule, pentru inginer nu e jigniri. Asta se învață în clasa 12, dacă vă interesează. Nu, se învață între a 7. Sau a 7. Eu știu că între a 7 se învață, poate că unii între a 12. Dacă vreți, vă spun tabelul Mendeleev. Începem cu grupa 1, dacă vreți să purtăm discuție. Litiu, natriu, cariu, rubidiu, cesiu, franciu. E bine? Felicitări. Mulțumesc. Dacă dăm probe de cultură generală, întrebați-l pe domnul Miruță, grupa 2, să ne dăm știe. Ziceți grupa 2. Beriliu, magneziu, calciu, stronțiu, bariu, radiu. Stronțiu, bariu, radiu. Da. 5, că ați spus jumate. 5, că ați spus jumate. Să nu mă interesează pe nimeni. Ideea e să nu se uită la televizor. Nu, eu am fost decent, dar nu-mi plac atacurile cu jignirii. Hai să ne întrebăm ce am făcut în ultimii 5 ani. Pe mine mă deranjează un lucru. Mereu vorbim despre trecut. Foarte bine, a fost prost. Se vede după cum e țara. E realitatea. A critica mereu și a nu propune nimic. Dar ce soluție? Că, doamna, aveți, făcut. Doamna Grădinaru, aveți dreptate. Eu n-am auzit decât la această nouă formațiune UE, PSD și jos Dragnea. Domnul, altceva n-am auzit. Proiecte și încerc lucruri să-mi imaginez exact. Dacă patru persoane cum suntem noi în studiu. Dar au avut un an, un an guvernarea. Au avut un an guvernarea și fonduri domnul europene Mariu, zero și nimic. Că Cioloș e la ei acum. Mintea dumneavoastră rezonează următorul. Nu mintea mea, domnule. A PSD. Tot ceea ce strigă lumea pe stradă. Mai facem atacuri la persoane. Este decât o oblindare activităților PSD. N-are cineva ceva concret. Să nu, a mea personală? Nu, a PSD. Păi văd că tot mă atacați pe mine cu școala. Nu are rost să discutăm cu școala și ăsta, că vedeți, s-ar putea să n-aveți școală pe vacanța eu, dacă vreți să discutăm așa. Putem să vă opriți acum să ascultăm. Păi nu, dar atacuri personale. Să ne tragă în curtea televiziunii și să rezolve problemele. Am trecut pe întâi fetele și acum băieți. Nu, dar eu sunt un tip elegant, nu-mi plac atacurile la persoană și, adică, întrebări despre domnule care e formulat. Cum să decerem? Cineva minte și spuneți că nu atac la persoană. Puneți un proiect în afară de UE PSD și jos Dragnea. Spuneți că asta ați făcut toată campania de când v-ați înființat până acum, asta faceți. N-aveți un proiect concret. Ați condus un an de zile România, ați adus-o mai jos decât erați, zero fonduri europene pentru că aveți candidat care a fost ministrul fondurilor europene. Zero fonduri europene în perioada, nici măcar fondurile aprobate pe vremea lui Ceaușescu. Vedeți ce rău e? Când nu... Păi nu, nu m-ați lăsat. M-ați întrebat. Vedeți ce rău e? Dar voie să mai vorbim și... Am vrut să vă arăt când e rău e. O secundă, zic la replică. E o chestiune cu zero fonduri europene. Dreptul la replică. Am mai fost în emisiuni cu PSD și mai vorbim peste subiect. Dreptul la replică. Nu mai vorbiți și lucrurile. Păi asta vreau să spun, domnule, eu n-am întrerupt pe nimeni. M-a întrerupt domnul Miruță și am arătat cât de rău e să vorbesc eu. Ce misiune, dacă nu suntem pe stadion, eu știu... Nu, suntem pe stradă, suntem în tricou pe stradă cu jos Dragnea. Că suntem două femei și doi bărbați în studiu și se ceartă bărbați.
Candidez pentru Parlamentul European după ce timp de 10 ani am fost președintele României și membru în Consiliul European. Am acumulat o experiență uriașă pe care mă simt dator să o întorc către țară. Alături de o echipă de tineri valoroși și competenți din PMP, vom servi interesele României și ale Uniunii Europene în Parlamentul European. Let me underline that PNL is one of the driving parties inside of the European People's Party. PNL is the future of Romania. Thank you, Ludovic Orban, for this strong leadership. Let's campaign together for a better Europe, for a Europe which is in our hands. Thank you so much. All the best for PNL. Se naște o nouă zi în România. Profesorii primesc salarii mai mari, sunt mai dedicați și mai hotărâți ca niciodată să ofere copiilor noștri o educație mai bună. Medicii se întorc acasă să ofere românilor cele mai bune tratamente, pentru că salariile lor s-au dublat. Subvențiile pentru agricultură se dau la timp. Astăzi, sute de mii de pensionari au șansa unei vieți mai bune pentru că pensiile lor au crescut. Astăzi se nasc noi afaceri în urma proiectului Startup Nation. Și fiecare dintre aceste afaceri ajută economia românească să crească. Astăzi, mii de cupluri încep o nouă viață pentru că au încredere în ziua de mâine. Azi creștem și suntem mai puternici în Europa. Astăzi e o nouă zi pentru România. Să fim mândri că suntem români. O zi în care românii aleg să trimită la Bruxelles patrioți care să le susțină cauza și să le spună povestea. Salut, oameni buni din Gorj! Sunt Cristian Ghina. Eu sunt la fel ca voi, gorjeni. M-am săturat să fim conduși de hoți. De asta am intrat în politică. Fondurile europene înseamnă dezvoltare, fondurile europene înseamnă spitale, înseamnă școli, înseamnă autostrăzi, dar banii ăștia nu se pot fura. Se puteau face toalete moderne în toate școlile din România. Când banii nu dispar, apar totările în spitale. Când blochești pădarii, te blochezi autostrăzile. Când gonești trubedeniile, vin profesorii competenți. Fără voție, ajungem departe. 26 mai, votează Alianța 2020 USR Plus. Zilele Municipiului Târgu Jiu, ediția 19-a, 20-26 mai 2019. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Târgu Jiu în colaborare cu Dog Music BPM. Vino pe insulița de pe Jiu la cel mai important eveniment al orașului. Bucate gustoase, produse tradiționale, standuri cu dulciuri și jucării, par de distracție cu tobogane. Joi 23 mai se dă startul distracției în Piața Prefecturii. Un eveniment în premieră, Balul Liceelor. Seara se va încheia cu un super recital marca The Motans. Doar la zilele Municipiului Târgu Jiu poți petrece pe cinste cu unii dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Vineri 24 mai de la ora 20:30 vor încinge atmosfera Dumitru Vasilescu și Olguța Berbec. Sâmbătă 25 mai de la ora 20 petrecerea continuă cu Ilie Dură, Delia Barbu, Emil Badea și taraful Amy Evans Music. Duminică 26 mai pe scena de pe insulița Jiului va urca una dintre cele mai iubite trupe din muzica românească, Hologram. Zilele Municipiului Târgu Jiu, 20-26 mai 2019, parteneri Timișoreana și Pepsi. Dragi părinți, școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu își deschide porțile pentru a primi micii învățăcei din clasele pregătitoare în anul școlar 2019-2020, oferindu-le metode și mijloace moderne de predare, studierea limbilor străine utilizând metode interactive și suport digital modern, descoperirea și sprijinirea tinerelor talente, activități de logopedie și consiliere psihologică, laborator de informatică dotare 2019, program gratuit After School,
personal didactic competent, motivat și preocupat în permanență de creșterea actului educațional. Clase luminoase și primitoare dotate cu mobilier nou. Înscrierile se vor desfășura conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. Vă așteptăm cu drag la Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 88 bis, telefon 0253-214867. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Ei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Am revenit cu partea a treia a emisiunii Dilemele Zilei. În această parte a treia stăm de vorbă cu doamnele Denisa Șuță și Daniela Grădinaru. Dacă aveți de făcut tot. Da, eu aș vrea să-mi continui pentru că am fost atunci întreruptă și nu s-a argumentat situația cu tarifele roaming. M-a întrerupt domnul Miruță când am spus că nu discutam despre taxele pe care le plătesc operatorii din România către operatorii din statele Uniunii Europene pentru rețele, probabil asta vă refereați. Eu mă refeream la tarifele pe care le plătesc cetățenii. Au fost eliminate tarifele suplimentare pe care cetățenii români le folosesc atunci când vorbesc din statele Uniunii Europene, acele tarife suplimentare. Iar acest lucru îl știți dacă lucrați într-o companie de telefonie, este din 15 iunie 2017 în vigoare. Acest lucru există și pe site-ul Comisiei Europene al reprezentanței din România. Și, repet, inițiatorul acestui proiect este Adina Vălean, europarlamentarul PNL. Deci nu m-am referit la taxele pe care le plătesc operatorii de telefonie mobilă, ci la taxele pe care le plătesc cetățenii români. Este adevărat că operatorii de telefonie mobilă plătesc taxe pentru utilizarea rețelelor operatorilor din statele Uniunii Europene, dar utilizatorii plătesc tarife care sunt incluse în abonamente. Așa că nu știu care sunt argumentele pentru care m-ați contrazis, pentru că fiecare dintre noi care mergem într-o țară străină știm foarte bine că tarifele de roaming sunt incluse în abonament și că nu plătim acele taxe suplimentare care erau până la 15 iunie 2017 pentru că utilizam rețelele statelor Uniunii Europene. Îmi dați voie să vă dau voi. Două cuvinte. Dumneavoastră, eu am intervenit după ce ați terminat dumneavoastră. De fapt, m-am întrerupt
Spunând la declarația dumneavoastră că nu se plătesc taxe în roaming, asta a fost ceea ce a spus dumneavoastră. Că cetățenii români nu plătesc, nu, am spus că cetățenii români nu plătesc taxe în roaming în Uniunea Europeană, în urma unui proiect pe care l-a inițiat europarlamentarul PNL, Alina Vălean. Și v-am și spus care este suma. Nu plătesc taxe, cetățenii români nu folosesc beneficiile pe care le au în rețeaua unde sunt autentificați atunci când se află în roaming. Aceste tarife au scăzut, toate taxele de interconectare au scăzut, dar nu e același tarif pe care cetățenii români vorbesc cum ar suna de aici în România sau dacă ar suna dintr-o altă țară în România. Sunt tarife mai mari, care pe ansamblu au scăzut ca urmare a unei directive a Parlamentului European. Există o rețea care se numește IR21 și care presupune interconectarea operatorului la nivel mondial, unde există niște taxe care evident că le suportă cei care vorbesc, nu le pierde operatorul. Deci afirmația dumneavoastră că nu se plătesc taxe și se vorbesc ca acasă, în continuare, tehnic este una neadevărată. Sunt anumite beneficii. Eu nu știu să vă explic dumneavoastră tehnic. Pentru că eu nu pot tehnic să vă explic pentru că nu lucrez ca dumneavoastră într-o companie de telecomunicații. Dar detaliile astea nu interesează pe noi cei care plătim. Ceea ce românii știu deja că aceste taxe au fost incluse în România, în orice altă țară din Uniunea Europeană vorbesc, doamna, plătesc aceleași tarife doamna ca Daniela, în România. Ideea este că subvențiile pentru fermierii în locul în colegilor m-aș întreba de ce nu avem o companie de telefonie românească. M-aș uita unde avem, este poșta română. Să facem publicitate acum. Păi nu... Este românesc, mă rog, e condusă de un... Păi, haideți, domnul Măruță, hai să ne uităm la poșta română. Păi, atunci, ce să mai încoașem? Să ne uităm la ce am avut și nu mai avem, că nu mai avem de niciunele. Asta e problema, nu cât eurocenți e... Ziceți, e adevărat că românii vorbesc, că sunt foarte mulți români plecați. Păi, tocmai. Asta am spus, că eu am bucuria că ai mei sunt Timișoara și nu mă interesează foarte mult aspectul. Da. Ziceți pentru fermieri ce facem cu ajutorul europarlamentarilor. Păi ce să facem? Noi propunem să ajungem într-un scurt timp la nivelul subvenției acordate Franței și altor popoare, pentru că e o concurență neloială ceea ce se întâmplă. Absolut neloială. Să încercăm să atragem fonduri pe această axă, în sensul modernizării, irigații, tractoare, utilaje. Nu mai stăm pe vremea calului și sapa. Mai mult decât atât, că mi-am amintit acum din discuție de la domnul Măruță și nu vreau să vă acord cele două cuvinte care poate le-ați avea. Corupția în România, care ați spus că e de 40 de miliarde, dacă nu mă înșel, de euro, aș vrea să fie un subiect de discutat, poate după emisiuni. Pentru că așa am ajuns să ne creadă lumea oaia neagră a Europei, bârfindu-ne și criticându-ne. Nu cred în acest lucru, nu știu din ce raport l-ați luat, dar știu cu certitudine că există un raport, ținut la Sertar, în care se spune pe fiecare țară cât dispare din bugetul UE, care e de 120 de miliarde. Și România vă asigur că nu e pe primul loc. Deci ne-am făcut singuri să se creadă că România este cea mai coruptă. Nu cred în acest vedeți lucru. Vedeți fondurile de vremea Elena Udrea, vedeți fondurile consumate de FNQ, vedeți lucrurile astea care le vede instanța. Da? Deci dumneavoastră ați văzut raportul ăla de la Bruxelles ținut în Sertar, că știu că umblați la Bruxelles. Poate vi l-a arătat dumneavoastră, că acum anumite structuri au acest acces mai facil. Ea e un rost de scandal în emisiune. Nu e rost, am zis că nu vreau să fiu întrerupt. Trimis de companie și dumneavoastră trebuie să ne moderați. Păi eu cum să mă moderez dacă dumneavoastră intrați cu ironii? Dar eu nu pot să accept această minciună că noi suntem cei mai hoți în Europa. Nu pot să o accept, pentru că nu e adevărat. Vreau să văd acel... Cei mai hoți în Germania, care vrea cu Volkswagen. Vedeți? Păi văd. Păi vedeți? Am dreptate, da? Dar și noi cu mărunțișurile astea suntem acolo, contăm. Dar s-a format această idee, care probabil convine și, știu eu, Germaniei sau altor țări, că noi suntem cei mai... Nu este adevărat.
Și noi ar fi românii să fim uniți și să ne apărăm. Doamna Grădinaru, da. Că și noi putem să purtăm polemica asta, dacă și la noi în România ar fi salariul minim 1500 de euro, ca și în Germania, atunci ne-am distrat pe tema care e mai bun. Doamna Grădinaru, Microsoft 1, Microsoft 2, Elena Udrea, toate sumele astea de bani care s-au delapidat, se putea face cât un spital, doamna Grădinaru, și nu mai aveați nevoie. Pentru asta e o instanță, e un DNA, nu am așteptat eu... să se închidă dosarele la prescriere, nici de cum. Spuneți un minut, domnul. O întrebare pentru USR Plus. Dacian Ciolos, 5 ani comisar european. Ce a făcut pentru România? Ce a făcut domnul Dacian Ciolos, nu pentru România, a făcut pentru zona de agricultură pe care dumnealui a coordonat-o. Sunt niște informații publice și din câte știu eu, în perioada respectivă a fost facilitate aceste subvenții în domeniul agriculturii. Dumneavoastră ați condus județul Gorj de 20 de ani. Radiografia spune că suntem pe locul 4 la frecvența de plecare și pe ultimul loc la investiții străine. Bani. Da. De la partid vorbiți de Gorj. Vorbiți de europarlamentare, domnul Măruță. Păi despre europarlamentare vă spun. De luni încolo vorbiți de județul Gorj de Toiești. Eu am întrebat, ați auzit un proiect făcut de Cioloș? Da, vă spuneam de facilitarea acestor subvenții în agricultură. Da, există și acum. Există și acum. Am crezut mereu că femeile se pot certa mai bine decât bărbații. M-am înșelat, am avut încă dovadă astă seară. Vreau să mai amintești foarte pe scurt. Doamna Șulță, intrarea în Schengen, un obiectiv extrem de important. Intrarea în Schengen, după cum am reușit chiar să... Am mai avut aseară cu Schengen și n-am mai terminat cu Păi Schengen. Nu, am spus că vorbesc pe scurt, că nu ne mai permite nici timpul, e logică și colega trebuie să aibă un cuvânt pe proiecte. Deci intrarea în Schengen, măcar pe partea pe calea aeriană, este un obiectiv de urgență. Și unul foarte important care se leagă de ce ați vorbit mai înainte de... poate și de sectorul energetic, dar nu stau pe Gorj acum, este calea navigabilă între Rotterdam și portul Constanța, care unește mai multe țări cointeresate și în momentul în care, zicem, 4 sau 5 țări au un obiectiv comun și șansa de a trece un astfel de proiect e mult mai mare. Economie de combustibil, mediu curat, transport ieftin. Înseamnă energie, certificate, poate... Da, doamnă. Și, da, și eu vreau, de exemplu, să mă operez în condiții, în aceleași condiții ca la Știu, corect, de exemplu. Și pe sănătate. Asta și vreau să o întreb, doamna Șuță, despre sănătate în condiții europene la Târgu Jiu. Domnul Mărță, în ce an s-a înființat Uniunea Europeană? Vă întreb, știți în ce an? Prin 57, de prima dată, gândiți-vă că unii sunt din 57 Uniunea Europeană. Noi am intrat din 2007. Mai avem până să ajungem la nivelul... fondatorilor Germaniei, să zic, țărilor de jos, a Belgiei și a Luxemburgului. Mai avem, pentru că ei au totuși aproape un deceniu și mai bine de când sunt în Uniunea Europeană. Noi suntem din 2007, da? Cât avem? 12 ani. Ei, aveți răbdare un ca deceniu? Un ușor, un semicentenar, vreau să spun. Da. Sunt de peste 50 de ani, sunt membri a Uniunii Europene, pentru că în 57 s-a semnat prima dată o altă structură a Uniunii Europene, cele 5 țări, Germania, Franța... Uniunea Fierului și Carbonului, exact. N-avea legătură cu Uniunea de astăzi, păi nu, în niciun nu, fel. Da, de acolo a pornit. S-au statuat principiile de bază. Nu uitați că noi și bătării suntem principi. Printre ultimii care am intrat și suntem de asta printre ultimii mai avem... Așa, pentru că au vrut ei să intre și pentru că așa vrem noi să fim ultimii. Corect, dar am intrat dacă multe nu, eforturi și eforturi pe care le-au făcut toți românii, lăsând la o parte culoarea politică, toți până la urmă au făcut eforturi. Au făcut mare eforturi pentru că a rămas fără Petrom și fără alte companii. Bun, dacă am vrut Uniunea Europeană, astea sunt compromisurile pe care trebuie să le faci, dar nu uitați că au fost parlamentari care în Parlamentul Europei, așa cum spunea și doamna Grădinaru, și-au culit țara și ori de câte ori puteam să beneficiem de anumite drepturi ale Uniunii Europene, ei s-au opus, da? E adevărat. Parlamentarii PSD de martie 2018. Domnul Măruță, fabricile de medicamente, fabricile de medicamente din România, nu cred că ne-a obligat Bruxelles să le vindem. Da? Iar Institutul Cantacuzino, care era în top
în Europa și care trenează și aici în rog pe domnul Prunariu, dar chiar vrea... Nu ne-a obligat, doamnă, nimeni, dar noi suntem într-o piață concurențială, să știți. Și se luptă pentru piața noastră și noi trebuie să facem treaba asta. Nu să stăm ca boi să le uităm cum... Pentru că nu avem capacitatea de a le modernizare la nivel național. E o luptă pentru piețe, pentru consumatori. Și vă mai dau un exemplu din spitalul nostru, da? N-avem medicamente. Da, la spitalul, da. N-avem medicamente, dar se duc pacienții cu... Cum n-avem, doamnă, medicamente? Păi uitați-vă la decontări. Mergeți pe fir să vedeți cum sunt medicamente. Mă lăsați să vă spun și de ce nu sunt și se duc, trimit pacienții să-și cumpere și unii prea ziceți puțin. Că poate ascunde și e din managementul spitalului sau de la ce da, mergeți și verificați în farmacie stocul de medicamente foarte da, domne, scumpe, care nu se folosesc decât foarte rar. Așa, ziceți. Și cere uzuale nu sunt cerute, domnule. Când faci aprovizionarea, știi exact ce ai nevoie de în o secție, nu sunt cerute? Da? Pentru că preferă să se cumpere cele scumpe, rar utilizate. Verificați. Cred că ați înțeles ce vreau să spun și pentru aia este și lipsa. Dacă mai îmi permiteți, doamna. Celor uzuale. Și totuși insist pe Institutul Cantacuzino. Doamna Denisa trebuie să vorbească despre de sănătate. De vaccinurile românești pe care dăm o căruță de bani pe la alte țări și care noi le vindeam altor țări. Mulțumesc frumos. Poate diversul meu ajunge unde trebuie. Încerc să înțeleg ce mi se întâmplă în această emisiune. Așa, ce voia să vă spun despre sănătate? Noi sigur că știți avem foarte bine că... Avem niște spitale decente nu până la urmă? Nu avem niște spitale decente. Vom avea? Sperăm să avem aceste spitale decente. S-au și făcut deja demersuri pentru Spitalul Regional din Cluj. Se vor face și pentru Iași și Craiova pentru a fi construite aceste spitale regionale cu fonduri europene. La nivelul județului Cluj, Consiliul Județean a încheiat deja un parteneriat după ce a făcut demersul la Guvernul României și a înțeles că nu se dorește ca acel spital să fie construit cu fonduri europene, ci se merge pe varianta studiului de fezabilitate și pe un parteneriat public-privat. Așa că autoritățile liberale din Cluj au făcut demersuri pentru ca aceste spitale regionale să fie construite. Pentru Cluj există o certitudine și urmează ca europarlamentarii noștri să facă demersuri și pentru construirea a alte două spitale regionale la Craiova și Iași. Pentru că s-a văzut că cele 8 promise de PSD în programul electoral au rămas promisiuni după această guvernare și este greu de înțeles de ce s-a întâmplat acest lucru atât timp cât la Bruxelles existau bani destinați special pentru construirea acestor unități spitalicești, iar acest lucru l-a spus inclusiv comisarul european care la vremea respectivă reprezenta PSD. De asemenea, se va pune accent și vor fi făcute demersuri de către europarlamentarii noștri pentru construirea tot cu bani europeni a unor autostrăzi, printre care și drumul expres Craiova-Pitești, despre care doar discutăm de foarte multă vreme, facem studii peste studii de fezabilitate, însă nu demarăm efectiv lucrările. A început ceva astăzi la Craiova, în prezența lui Dragnea. Da. Numești de box. Așa, competiție sportivă. Așa arată și probabil așa se va și încheia această guvernare în această manieră a unui meci de box a guvernanților cu poporul român. Eu l-am văzut pe președintele Consiliului Județean de la Cluj într-o emisiune sau o intervenție în care a spus noi am predat terenul Ministerului Sănătății. Avem partea noastră de bani pentru construirea spitalului. Cofinanțarea. Avem cofinanțare, tot ce trebuie. Un singur lucru lipsește, partea de la guvern. Pe care guvernanții noștri au refuzat să o pună la dispoziție. Așa, există un spital care se face... Județean, un spital care se face de la zero de către oameni, fără absolut nicio influență, nici guvernamentală, nici a cofinanțării. E vorba de acel Magic Camp care se face un spital de pediatrie absolut de la zero, dovadă că oamenii... Spital privat sau de stat?
Este un spital făcut de ONG care nu are beneficiu, adică nu un privat beneficiază de așa ceva. Permiteți, dacă vorbim de spitale, probabil colegii din platou nu știu, cred că în 2017 la Iași s-a dat în folosință unul dintre cele mai moderne spitale de regionale de oncologie din Europa de Est, sub guvernarea PSD. E drept că sunt multe lucruri de făcut, nu ne-am terminat mandatul, unele sunt în curs de a se face, din programul de guvernare de 70% s-au cam făcut, mai e un an jumate, deci haideți să așteptăm să vedem. În ceea ce privește că vorbim de alegerile europarlamentare, vreau să vă spun un singur lucru. Dom'le, noi România trebuie să fim ca într-o familie tradițională. Când suntem în țară, sau când suntem în familie, să ne certăm, să ne înjurăm, să ne batem, să ne luăm de gât și când ieșim afară, adică în Europa, sau când ieșim din familie, să zâmbim și să apărăm interesele familiei și aici vorbesc de familie de România. Mi-a fost frică spunea că vreți să trăiți în grupuri. Nu. Nu, că am votat eu la referendum. Eu mă gândeam la referendum am familia votat. Tradițională. Dar e, nu asta vreau să vă spun, că asta ar trebui să fie politica noastră a românilor și a europarlamentarilor români. În țară, de spate, suntem partide diferite, dar când mergem afară trebuie să reprezentăm România, să vorbim aceeași limbă, pentru că interesele nu sunt interese partinice, sunt interesele românilor. Și acolo trebuie să vorbim aceeași limbă, să nu ne înjurăm țara, să nu ne criticăm, că lumea va zice, bă, ea acolo se critică și când iasă și dumneavoastră considerați că ceea ce face PSD atunci când iese din această familie tradițională considerată de dumneavoastră România, asta face? Asta a făcut? În mare parte, da, și nu numai parlamentarii, europarlamentarii Partidului Social Democrat, știți foarte bine că atunci când parlamentarii ungari au apărat România la Strasburg și au spus, sau la Bruxelles, nu mai știu exact unde a avut loc dezbaterea în Parlamentul European, parlamentarii unguri au luat apărarea României și eu am avut o postare pe Facebook când i-am felicitat și am zis că sunt mai buni români decât românii noștri. Deci eu am aceleași principii de viață, indiferent că vorbesc de PSD sau că nu vorbesc de PSD. Nu vreau să vă fac dumneavoastră neapărat un contraargument, însă pe site-ul Parlamentului European sunt publice toate pozițiile luate de către parlamentarii PSD. Păi, și dacă v-ați uita pe acele, dacă vă uitați pe acel loc de poziții, o să vedeți că discursul dumneavoastră din ultimele minute nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă și cu ceea ce fac acest parlamentar. Da, eu vreau să vă spun, uitați-vă parlamentarul, discursul din Parlamentul European al Mariei Grapini sau al acelor două parlamentare, europarlamentare ALDE, care sunt discursuri patriotice, unde și apără doamna Grapini, menționată de doamna Grapini, dar a avut o tentativă de furt la vot în Parlamentul European. S-a atras atenția de către un alt europarlamentar că nu se procedează așa. De asemenea, vă reamintesc faptul că una dintre doamnele europarlamentari de care ați vorbit mai devreme s-a adresat plenului Parlamentului European din poziția șezând și s-a atras atenția că acest lucru este o lipsă de respect față de cei care se află în Parlamentul European și că cel care susține un discurs în plenul Parlamentului European trebuie să se ridice. Nu cred că există vreun parlamentar de care să fiți mândri în Parlamentul și European. Și aș plusa, dacă îmi permiteți. Ca să nu mai amintim despre istoria europarlamentarilor PSD și să fac referire la Adrian Severin, care a făcut pușcărie pentru că a luat mită pentru a vota favorabil un proiect în Parlamentul și European. Și aș adăuga ce spuneți dumneavoastră și atitudinea guvernului cu privire la acea candidatură a doamnei Chioveș, în care guvernul României trimitea scrisori de denigrare pentru candidatul României. Apropo de discursul ăsta, haide să ținem cu românii suntem la finalul emisiunii. O întrebare. Majoritatea Parlamentului European este PPE, unde colegii mei sunt membri. Mă scuzați, tu SRL nu este în Parlamentul European. De ce n-au reușit, dacă noi suntem în opoziție cu actuala majoritate, de ce n-au reușit ei, cu europarlamentarii lor, să facă lobby pentru România și să rezolve aceste probleme? Se mai rezolvă, să știți, problema e la transpunerea acestor directive. Pentru rezolvarea acestor probleme. Nu știu la ce probleme vă referiți. Parlamentul European îți bagă în sac, dar nu îți bagă și în gură.
asta se întâmplă. Apropo de povestea cu CEU, există cadrul legislativ să se recupereze acei bani, nu se face nimic. Corect. Aici. 0 euro fonduri europene, nu, 7,4, 7,4 miliarde de euro. Este cea mai mare absorție. Dar sigur discutați despre un guvern de un an de zile. Nu, lăsați un pic, o secundă, doamna Șuță. O secundă, vă rog. Fondurile absorbite de către orice ministru al fondurilor europene sunt publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe. Acolo sunt banii care intră în România. În perioada în care Cristi Ghina a fost ministrul fondurilor europene, au fost absorbiți 7,4 miliarde de euro. Domnul Cunar, este o chestiune publică. Ați decontat? Este, nu este adevărat. Proiectele guvernului Ponta, acceptatul ați decontat. La fel cum au fost ulterior decontate cele din guvernarea. Doamna, am terminat emisiunea. O încerc să vă opresc. 30 cât un mesaj. Cât un mesaj de final pentru cetățeni. Bineînțeles, unitar, cred, mesajul este îndemn pentru duminică de a merge la vot. Să nu uităm că avem și un referendum duminică, nu numai alegerile europarlamentare, pe justiție, în principiu. Uniți în Europa este sloganul Partidului Mișcarea Populară și eu l-aș completa după această campanie cu, sau aș pune prima oară, uniți în România, uniți în Europa. Mergem la vot, Partidul Mișcarea Populară are cap de listă pe fostul președinte Traian Băsescu, suntem în poziția 8 pe buletinul de vot. Partidul Național Liberal cred că este singurul partid din România care se bucură de respect la nivelul Uniunii Europene. Știm că atât familia socialiștilor europeni, cât și familia ALDE de la nivelul Europei s-a debarasat de partidele din România, iar acest lucru s-a dovedit inclusiv prin faptul că socialiștii europeni nu au chemat la summitul pe care l-au organizat în România, la Sibiu, reprezentanți Partidului Social Democrat, pentru că aceste două familii europene consideră că guvernul PSD-ALDE derapează în România de la statul de drept și de la valorile democrației europene. De aceea cred că cetățenii trebuie să se prezinte la vot, trebuie să voteze partidele care au demonstrat că pot să păstreze România într-un loc foarte serios între statele Uniunii Europene, să nu șirosească votul și să taxeze discursurile eurosceptice pe cei care ne spun că nu e bine în Uniunea Europeană, că Uniunea Europeană stă cu talpa deasupra capului românilor, dar în același timp merg în campanie pentru europarlamentar. Foarte final, și foarte important, Partidul Național Liberal este singurul care a declarat, s-a înscris la Autoritatea Electorală Permanentă că susține referendumul pentru justiție, declanșat de președintele Klaus Iohannis și este foarte important să votăm la acest referendum și să nu mai lăsăm intra. Uniunea Salvați România are pe departe cei mai competenți candidați. Sunt singurii, din punctul meu de vedere, din spectrul politic care nu au fost implicați până acum în politică și care în orice secundă pot trăi fără participări politice. Luptăm pentru a nu mai fi penali în funcții publice. Luptăm pentru, suntem singurul partid din România care nu a făcut și nu va face niciodată blat cu Partidul Social Democrat și mai presus decât atât, cred că ceea ce reprezintă pe cineva în Parlamentul European este profesionalismul și interesul dovedit pentru profesia de acolo și pentru țară. Să nu uităm că primul candidat pe care îl aveți pe listă, Dacian Cioloș, a deținut toate funcțiile publice. Nu a făcut niciodată blat cu PSD. În urma susținerii Partidului Național Liberal și a Partidului Democrat Liberal. Nu mai intervine în misiune. Gorjenii noștri, cei care votează, vreau să le spun că înainte de a fi europeni, suntem români. Mesajul Partidului Social Democrat este patrioți în Europa. Votați poziția 1 de pe buletinele de vot, votați Partidul Social Democrat. Da, atât în această seară, rămâneți cu Tele 3, toate cele bune.
Pe 26 mai 2019, românii își aleg cei 33 de membri pentru Parlamentul European. Dacă ai 18 ani, împliniți până pe 26 mai inclusiv, ai dreptul de a alege. Mergi și votează la